Bună ziua! Putem începe? Stimați reprezentanți la mass media, mulțumim că ați dat curs invitației noastre la acest briefing, care am decis să-l fac împreună cu colega mea, ex-viceprim-ministrul pe reintegrare, actualmente membru Comitetului Politic Executiv al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, pe anumite subiecte de importanță majoră și anume pe unele declarații făcute de președintele țării Maia Sandu, inclusiv și la tribuna ONU, așa și expunerile publice, declarațiile a mai multor exponenți a guvernării actuale. Întâi de toate, Republica Moldova, cum știu toți cetățenii, trece prin mai multe crize de proporții, crize de ordin social-economic, criză umanitară, dacă doriți, atunci când cetățenii nu fac față acelor prețuri, tarife exagerate care există, atunci când cetățenii Republicii luptă cu probleme de ordin social și de existență, dacă doriți. În această situație, ce face guvernarea? Guvernarea lucrează pe plan extern și aprobă anumite poziții amatoricești, abordări voluntariste vis-a-vis de procesul de reintegrare a Republicii Moldova. Așadar, doamna Sandu a declarat de la tribuna ONU că Republica Moldova va fi integrată în UE cu anumite teritorii. Întâi de toate, doamna Sandu, Republica Moldova nu este un teritoriu, este o țară cu granițele recunoscute pe plan internațional și o țară care se află de 30 de ani, mai bine de 30 de ani, într-un proces de reintegrare a teritoriilor țării. O țară care are o societate care are nevoie de consolidare, de un dialog deschis și clar despre viitorul Republicii Moldova. Chișinău are o atribuție clară de a vedea respectarea Constituției, legilor țării și de a propune cetățenilor o cale de dezvoltare, inclusiv și un plan național de reintegrare. Însă, fiind la conducerea țării deja de 3 ani, doamna Sandu nu a reușit să prezinte o viziune clară cum Republica Moldova trece acest proces istoric de reintegrare. Observăm totodată și constatăm mai multe declarații contradictorii care atentează la ordinea constituțională și la principiile de stat și de drept. Ori, repet și reiterez că doamna Sandu vine cu abordări, dacă doriți, amatoricești, irresponsabile și care creează prea multe întrebări în societate. Nimeni nu a refuzat procesul de reintegrare. Chiar și partenerii europeni declară și au declarat și în ultima perioadă de timp că Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană atunci când soluționează problemele interne. Un stat neutru, pașnic și reîntregit. Însă doamna Sandu, în loc să înțeleagă acest lucru ca o temă de acasă și să vină cu inițiative privind consolidarea statului și societății, vine cu abordări care atentează la consolidarea, pacea și liniște în societate. Republica Moldova nu este un teritoriu. Republica Moldova este o țară care este reprezentată pe ambele maluri ale Nistrului și care trebuie să găsească soluții interne pentru a depăși aceste probleme. Totodată, Maia Sandu a permis în ultima perioadă de timp mai multe atacuri la adresa neutralității Republicii Moldova, iarăși cu anumite abordări ce depășesc materia juridică, materia de drept și depășesc Constituția Republicii Moldova. Credem noi că oamenii care au înființat statul Republica Moldova au gândit foarte bine că Republica Moldova, având o amplasare geografică, geopolitică, care o cunoaștem, trebuie să fie un stat neutru, pașnic și un stat care știe a găsi numitor comun, căile și dialog diplomatic cu toți vecinii săi. Dar, din păcate, observăm că doamna Sandu deja declară că, uite, neutralitatea permanentă nu este o dogmă și cetățenii Republicii Moldova nu înțeleg ce înseamnă neutralitate, ori este o noțiune depășită de timp, ori cetățenilor Republicii Moldova trebuie aduse la cunoștință avantajele aderării la blocul militar NATO și așa mai departe după text.
Credem noi că și acest lucru depășește statutul legal al președintelui țării, atribuțiile sale constituționale și iarăși atentează la normele de drept. Statutul de neutralitate este ceea ce declară Constituția țării, este ceea ce este susținut de absolută majoritatea cetățenilor, dar presupune un lucru asidu pentru instituțiile statului, astfel încât neutralitatea permanentă a țării să fie recunoscută pe plan extern, inclusiv și la ONU. Dar, din păcate, doamna Sandu iarăși preferă alte căi. Chiar și Mircea Gioana, vice-adjunctul conducătorului NATO, a declarat că Republica Moldova poate adera la Uniunea Europeană, fiind un stat neutru și pașnic. Asemenea, declarații sunt foarte multe și pe plan extern. Și încă o dată, majoritatea cetățenilor Republicii Moldova își văd viitorul său în Republica Moldova, un stat neutru, pașnic, suveran și integru din punct de vedere teritorial. În asemenea situație, noi o chemăm pe doamna Sandu, președintele Republicii Moldova, care se află practic la ultimul an de mandat, să respecte Constituția și legile țării, bunul simț, și să nu expună poziția Republicii Moldova pe plan extern, care contravine nu doar legilor țării, dar și opinii majorității cetățenilor Republicii Moldova, care nu văd viitorul său așa cum îl declară doamna Sandu. Cu mai multe detalii, rog să vină colega mea, doamna Cebotar. Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, dragi cetățeni! Astăzi, împreună cu vicepreședintele Parlamentului, am decis să abordăm în cadrul acestui briefing acest subiect important, nu doar ca reprezentanți ai opoziției, dar și ca politicieni responsabili, pentru că este un subiect ce ține de viitorul țării noastre. Și, cum a spus domnul Vatrâncea, ne referim la recentele declarații ale doamnei Sandu și ale viceprim-ministrului Popescu, precum că teritoriul controlat de Republica Moldova se poate integra în UE, iar stânga Nistrului mai târziu, că acest proces poate fi realizat în doi pași. Pentru că la etapa actuală, prioritatea noastră principală este integrarea în UE și nu mai putem să așteptăm încă alți 30 de ani. O să citez ceea ce a declarat domnul viceprim-ministru Popescu. Teritoriul care este controlat de guvernul nostru de la Chișinău poate adera la UE, indiferent de ceea ce se întâmplă la est de noi, iar asta include situația în jurul regiunii. Stimată doamnă Sandu, suntem total uimiți că pentru dumneavoastră, ca președinte, reîntregirea țării nu este o prioritate, ci prioritatea principală este integrarea în UE. Și pentru realizarea acestei priorități, ați fi gata să renunțați la o parte din teritoriu. Recent, dumneavoastră împreună cu majoritatea parlamentară controlată de către dumneavoastră, ați adoptat o lege împotriva separatismului. Dumneavoastră și domnul Popescu ați jurat să ocrotiți suveranitatea și independența acestei țări. Dar vedem altceva. Cum se încadrează în cadrul acestei legi declarațiile dumneavoastră? Ce se va întâmpla dacă mâine Găgăuzea va spune că nu este de acord cu această decizie de a se integra în doi pași Uniunea Europeană sau un alt raion din Republica Moldova? Sunt întrebări fără răspuns, cu părere de rău. Doamna Sandu, în primul rând, cum a spus și domnul Bătrâncea, Republica Moldova nu este un teritoriu, ci este un stat recunoscut internațional împreună cu regiunea transnistreană. Și respectiv, acest proces de integrare europeană nu se poate realiza decât doar în cadrul statului reintegrat. Noi înțelegem dorința partidului PAS de a transforma această idee de integrare europeană într-o ideologie de stat, de a monopoliza această idee. Dar acest lucru se întâmplă pentru că alte rezultate nu pot oferi societății guvernarea PAS. Însă reamintim că la ce au adus încercările din trecut ale altor partide de dreapta, care la fel au folosit această idee. PAS compromite standardele Uniunii Europene și valorile, pentru că principiile folosite de dumneavoastră sunt departe de a fi democratice.
Dorim să vă reamintim că prioritatea de integrare europeană la etapa actuală este susținută doar de între 47 și 53% de cetățeni. Cea mai populară idee de integrare europeană a fost în 2013, când a fost la 65%. Însă, la etapa actuală, nici acordarea statutului de candidat Republicii Moldova nu a adus la aceea ca ideea de reintegrare europeană să crească în sondaje. Și acest lucru se întâmplă, după părerea noastră, din cauza guvernării dumneavoastră responsabile, care nu aduceți reforme veritabile și rezultate concrete cetățenilor. La moment suntem în așteptarea rapoartelor Comisiei Europene și a Parlamentului European referitor la acele nouă condiționalități pe care trebuie să le realizeze Republica Moldova pentru a începe negocierile. O să vedem la sfârșitul acestui an cum va parcurge procesul și dacă Republica Moldova va începe acest proces de negocieri. Dar chiar dacă acest lucru se va întâmpla, dorim să clarificăm că asta nu înseamnă că Republica Moldova se va integra mâine în UE. Este un proces lung, un proces asupra cărora trebuie să muncim și un proces care cere de la noi ca stat să realizăm multe reforme pe care nu le vedem la etapa actuală. Inclusiv oficialii din Uniunea Europeană confirmă că nu văd un astfel de scenariu de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Și mă refer la recenta declarație a reprezentantei UE din Ucraina, care a declarat foarte clar că cel mai real scenariu de integrare în UE a Republicii Moldova este după reîntregirea țării. Doamnă Sandu, societatea așteaptă de la dumneavoastră un plan bine stabilit de reîntregirea țării, pe care să-l consultați cu toate forțele politice din țară, cu comunitatea internațională și cu cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Dragi cetățeni, PSRM mereu a promovat niște principii foarte importante pentru statul nostru. Mă refer la respectarea independenței și suveranității, o politică externă echilibrată în interesul țării, fortificarea statutului de neutralitate și reîntregirea țării. Dezideratul de reîntregire a țării trebuie să devină acea idee națională asupra căruia să se unească toate forțele politice. Și noi, ca cel mai mare partid politic, vom depune tot efortul asupra acestui lucru. PSRM, ca partid politic responsabil, nu va susține niciodată astfel de abordări care nu sunt în interesul cetățenilor și a statului. Ne adresăm comunității internaționale și cerem să atragă atenția la astfel de declarații periculoase pentru Republica Moldova. Doamna Sandu, aflarea dumneavoastră temporară la putere nu vă dă niciun drept moral să ne decideți soarta. Și facem un apel public să dezbateți democratic toate proiectele de viitor ale țării noastre. Pentru că nu dumneavoastră sunteți Republica Moldova. Republica Moldova sunt cetățenii acestei țări care vor să trăiască în țara lor. Vă mulțumesc!